Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Târgoviștei s-a întrunit ieri în ședință de lucru. Întâlnirea a avut loc la centrul eparhial sub președinția Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit și Arhiepiscop Nifon. Lucrările adunării eparhiale au fost precedate de săvârșirea unui deum în paraclisul centrului eparhial și de ședința Consiliului Eparhial. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, a prezidat lucrările adunării eparhiale în cadrul căreia au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor centrului eparhial. Ierarhul a subliniat faptul că în cursul anului trecut, 148.000 de persoane s-au numărat între beneficiarii acțiunilor social-filantropice și educaționale desfășurate la nivelul arhiepiscopiei. Arhitectul Teodor Bute a fost ales membru în Consiliul Eparhial și delegat în Adunarea Națională Bisericească ca urmare a trecerii la domnul a inginerului Costel Preda. La final, în alt preasfințitul, părinte Nifon a vorbit despre activitatea Arhiepiscopiei Târgoviștei în plan misionar, în special în educarea tinerelor generații.